Dumneavoastră, domnul avocat, eu v-am spus la trecute să depuneți cerere în apărarea mea. Da, mai multe ori mi se închid luări de cuvânt, mi se resping martorii care dovedesc nevinovăția mea, mi se resping martorii. Eu pus numai doi, doi martori sunt prezenți acolo. Doamna Onofrei Mariana și Onofrei Gheorghiță. Degeaba vin, nu vor să mă asculte. Nu sunt invitată pentru a fi interogată. Și de asta omul recuzează pe instanță. Timariana, eu am recuzat judecătoare de aceea că... Nu vreau să o audiez. Josan Gheorghe mi-a fost respins. Ca martor. Valeriu Pleșco mi-a fost respins. Giurgiu Elena sunt direct și așa mai departe respinsă. Și numai doi martori, înțelegi? Păi și de ce n-ai acceptat să-i audieze? De ce n-ai acceptat să-i audieze dacă eu acceptat? Nu, de ce n-ai vrut să înceapă ședința? Nu am credere în judecătoare și am eu mai multe dubii de ce nu am și așa mai departe. Totdeauna dumneavoastră îi rămâne ca judecătoare. Așa e principiul meu, am spus. Eu recuz judecătoare. Cornelia Vârlan, Ghenadi Pavliu. Cornelia Vârlan a recuzat-o, eu dacă știi de cauză. Aici s-o recuz, tot e să rămână, dar să-mi dă pierdere de cauză. Dar ilegal la comandă. Eu n-am făcut o sfârlă în 55 de ani, n-am făcut nimic și am fost inculpat în dosar penal. V-am zis, poate trebuie să aleagă două căi. Sau să mă pui ilegal la pușcărie să mă ucidă ca pe brăguță, sau să-mi întoarcă averea cinstit, că ai încălcat ordonanța de protecție, de nu? Da. Și dumneavoastră știți, erați de fapt, sunteți vecine sau rudă cu el? Eu, e nepotul nostru. Sunteți rudă, da. Și sunt medicul lor de familie. Eu știu familia asta de când, dânsul știu de când era adolescent. A, sunteți mai în vârstă ca eu. Da. Păi, 70 de ani. A, nu știu, arătați tânăr. Foarte bine. Îl știi pe viceprocuror Sângeriei, vărul lui Rodica de Cunonii, nu numai odată a stat la masă. Care era nănaș sau ce era? Da, nănaș. Care... De la comanda lui să fac toate dosarele pe teamieță. Presupuneți, nu vă afirmați. Sigur că o să vă treziți iar cu amendă. Nu, că am spus-o de asta, dar el tace. Bun, și dumneavoastră ziceți că nu a încălcat ordonanța de protecție. Taman, în momentul acela erați sigur, erați lângă el. În momentul acela, când i-a spune, pe data de 6 mai, Anțăr sau anul trecut. Anul trecut, Sfântul Gheorghe. Era Sfântul Gheorghe. Era sărbătoare Sfântul Gheorghe. Eu știam că ceva la dânsul nu este. Nu spune, nu joacă bine. Și în ziua aceea, fiindcă eram liberă, am venit ca să stăm la o convorbire, să vedem că cum așa. Are fată așa de mare, de atâta ea, o știu pe copilul ăla, am făcut și procedurile, și masajul, și câte, și mai multe trebuie. La mine o apelat în primul rând, permanent. E bine, și cum puteți prova că el nu a fost atunci, nu a intrat? Toată ziua la oară 8 dimineața. A, erați împreună toată ziua. Am înțeles. Am stat calivare, am băut limonadă, am stat cu dânsul toată ziua, înțeles? Noi am așteptat. Deci bun că vă acceptă măcar aceștia doi martori. Aceștia doi martori ar fi suficient să... Fica și fata cu telefoane performante nu are nici o înregistrare video. S-a emoționat, o să zic, s-a emoționat. Nu, mai departe. Polițistul, șef Ciorescu, îmi spune că el îmi permite pe 3 mai acasă, nu, pe 6 mai, și-a încălcat ordonanța de protecție. Eu de acum sunt inculpat cu dosar penal, pe 3 și îmi permite fără de dânsul, fără de nică să mă aduc acasă. Om bun, dacă eu sunt infractor cu dosar penal și așa mai departe, cum tu îmi permiți acasă? Apoi, pe 20 mai și pe 17 iulie, și nu este de competența mea să vă permit acasă. Cum? Două ori e competența polițistului Ciorescu să-mi permit acasă, apoi două ori arată documentele pe casă, nu e competența ta. S-o spart zalul, din zalul luat
scurte, documente de pe libertăți sechestrate, 1000 de euro din vinderea automobilului Renault Kangoo, sechestrate documente de pe libertăți 8. Acum, pe 1-2 decembrie, am fost acasă. Cani... La haine de iarnă, când blai da. În haine mai ușurele. Eu l-am îmbrăcat. Da, nu-ți de acasă este. Nu-ți de acasă. Nu-ți de acasă, dar ascultă. Pantaloni, ghetele și așa mai departe. Și acum, o legam jeans, am sacoșe de iarnă. Nu ne-l-o dat și nu ne-o permis să intru în casă. Mi-au pus în șase culoase hainele, le-au scos la poartă, am intrat în mâmbie și ne-a luat alimente, bănci, înțelegi dumneavoastră? Și fumeie rea, dar cum de nu vine în instanță acum? A fost audiată, procurorul a cerut pe... Păi și vă dați seama dacă o să duc la alt judecător acum, o să trebuiesc totul din nou, audiat și martor și prodic. Nu o să fie recuzat, știi cum se face, nu o să fie recuzat. 1 milion de procente. Nici un judecător că te recuz eu, nu se recuz, înțelegi? Am înțeles. Probabil pentru că noi învăț argumente legale, nu? Procurorul grecu cere, vă rog frumos, instanțe, soția vine de la muncă din Italia de pe 20 până pe 9 decembrie, se pune ședință de judecată. Spune pe 22 noiembrie, înțelegi? Pe 1-2 mă duc acasă și repede, scoate valiza, nu-mi primi niciun, scoate valiza pe praguri, eu plec la Italia și gândiți. Mi-ai povestit și ieri în parc, asta și era mașină de Italia la poartă câteva zile la rând. Ieri v-am spus. Treaba ei cu viața ei, poate eu pierdut avionul, poate s-o răzgândit, treaba ei. Nu mă interesează asta, dar eu șer de la ea, șer la noi trebuie, eu bărbat și tu fost soții, nu mă mai interesez, să ne așezăm, să partajăm cinstit avere. I-am șerut-o așa. Divorț, partajarea averii la oficiu stării civile, fără de ședință judecată. A început divorțul cu 6.000 de lei, cu avocat privat și așa mai departe, cu bani, înțelegi? Avocata Aliona Froniu, Pușchina 22, oficiu 35, domnul s-a gaidat, dat dumneavoastră mai mulți bani și o să câștigați dumneavoastră. Da. Îți fost lucrător al casei de creație a unui scriitorul. Spus așa avocată, da? Nu dau eu bani. Până astăzi alerg la dânsa în oficiu, stă cu oficiu închis, vă rog frumos, sunt confirmați că ați plătit taxa de stat, TVA și așa mai departe, impozit de 6.000 de lei. Nu se dă. Da, mi-a povestit asta de multe ori. Banii s-au dus altfel, țic, înțelegi? Îi zic, Aliona Proni, este cererea de anularea contractului donației. Dă să mai dă un business. Faci bani și poate îmi dai și mie dacă soția e darnic, ții la bani, știi? Dar legea își prevede. Poți să anulezi un contract de donare, da? Și de ce nu fac asta? Notare sau cine? Sau doar instanță? Dumnezeu, dați să vă spun, toți judecătorii de la Rășcanu, că eu plătim taxa de stat 9.975 de lei, 10.000 de lei. Am luat credit să-mi întorc casa înapoi, înțelegi? O respins tăți. Anularea contractului anului, l-au respins. Acum, de taxa de stat, judecătorul 1, Dragoș, centru, nu aveți dreptul la anularea taxei de stat. A doilea, Manole, sper 3 cereri, că avocatul nu mai depune a 4-a cereri, să avem noi de rezervă, de confirmare. Mm-hmm. Acum, a treia judecătoare, Alexei Maria, mă scutește taxa de stat, pune ședință de judecat pe 28 ianuarie 2020, dar nu pune sechestru pe casă. Casa de acum e pusă și persoane interpuse. V-am spus ieri, am fost la cadastru, la notar. Deci nu se mai poate fi recuperată? Nimeni nu vrea să dă, e informații secrete. Când eu sau cine cumpără casa să duci la cadastru și o pune la evidență, da? Atunci când o pune la evidență, doar așa, eu nu știu. E ca să mă duc eu să o cumpăr. Nu da. Adelina și cu Cristi acum, fata cu fiica trăiește acolo până acum, nu stătește la prietenul ei. Și am spus, Cristi, fiica mea, trebuie să stai aici, n-a să alung fiica mea din casă. Tu te duci la averea că ți-o dat-o mamă și tatu că au băut toată viața. Eu am scutit, am făcut gospodărie, am muncit și nu vreau cineva să-mi spui dacă nu mănânci o bucățică, degeaba mai treci pe lume. El pentru mine era... Ai obținut avocat, ai contestat amenzele cele de săptămâna trecută? Da. Azi nu am fost la... Am ușa să mai câștigi vreo două și pentru interviul de ieri și pentru... Știu de asta, dar aștept. Interviul de azi... Ia, să amendează, pentru că dă-i interviuri pe internet. Anchetator de la Rășcanu. Pe care caz? Da, domnule anchetator, Gâlcă. Alo? Vă aud. Da. Dar eu v-am scris dumneavoastră mesaj, nu v-am scris mesaj, dar am ușa să scriu mesaj, că să am confirmare
Eu v-am scris că am dosar penal în care eu trebuie să mă pregătesc, să mă întâlnesc cu avocatul, să convenim cerere de în apărarea mea și așa mai departe dosar penal. V-am spus că nu vin, într-a doilea rând, avocatul mi-a zis că veniți fără avocat. Nu mai vin fără avocat atâta timp cât poliția mă amenință poliția. Da. Îl faceți la comandă, cum ați mai făcut un dosar penal la comandă, 20 ședințe de judecată, din 3 mai 2018. Eu sunt ședința de judecată Buicani, aștept recuzarea și ședința din nou de judecată.